stației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi am ca invitată o eminentă clasicistă, și anume Izabela Grigoraș, care a făcut o teză de doctorat despre Alcuin. Da, bună ziua! Bănuiesc că nu mulți din cei care ne ascultă au auzit de Alcuin. Eu am auzit de Alcuin, dar nu l-am citit pe Alcuin, așa că vrem să ne spuneți cine este Alcuin, cine era și ce poftea, ce a scris, care este importanța lui colosală, da, în anturajul lui Carol cel Mare, Charlemagne, și după aceea mai am alte întrebări, dar haideți să începem cu Alcuin, ca să vă situeze lumea care ne ascultă ca cea mai mare specialistă din România în Alcuin. Sunteți cea mai mare, că altcineva nu există. E mult spus. Dacă ar fi să răspund oricum la aceste întrebări, nu cred că ne-ar ajunge spațiul pe care îl avem la această emisiune. Eu nu sunt cea mai mare specialistă în Alcuin din țară, sunt doar un filolog clasic. Dar mai care... e un specialist în România în Alcuin? E drept că nu în felul acesta, nu. Bun, nu. Deci e clar că dumneavoastră sunteți cea mai mare specialistă din România în Alcuin. Da, eu am făcut o ediție critică la gramatica lui Alcuin, gramatica limbii latine. Putem numi ars gramatica, să-i dăm un titlu, așa că Alcuin însuși nu i-a dat un titlu. Cine este acest Alcuin? Este o personalitate foarte importantă, mai ales în contextul renașterii carolingiene. El de origine era anglosaxon, născut în Northumbria, a studiat la York, școala din York de acolo, a fost foarte bine școlit în cele 7 arte liberale și firește în cunoașterea scripturii, a psalmilor și așa mai departe. A fost diacon, nu se știe de ce nu... Adică, a... cu alte cuvinte, cândva în secolul 8 exista la York un fel de Casa Paleologu, da, unde Alcuin a învățat carte. Exact, a învățat carte. Bine a spus despre secolul al 8-lea, n-am spus anul nașterii, nu se știe de fapt exact. În jurul 740, cam așa, pe acolo a fost, s-a născut Alcuin. Ziceam că a devenit diacon, nu a fost niciodată mai mult de atât, nu se știe de ce nu a urcat în ierarhia bisericească, dar a devenit foarte bun profesor, i-a luat locul profesorului lui acolo la școala din York. Alcuin călătorește pe continent de 3 ori înainte să-l cunoască pe, de 2 ori înainte să-l cunoască pe Carol cel Mare, să-l întâlnească de fapt la Parma, că de fapt de aceea este important Alcuin, datorită relației lui cu Carol cel Mare, da? O să vedem ce presupune această relație. Deci ne aflăm la Parma prin 781, când Carol cel Mare îl invită pe Alcuin să vină la curtea lui, să se alăture altor profesori pe care deja invitase, profesori din spațiul italic, longobarzi, în fine, și să îi învețe școală, să învețe cele 7 arte liberale pe nobilii de la curte și nu numai. Din fericire, Alcuin acceptă invitația și nu se știe exact când, dar un an după aceea, în fine, 782, alți specialiști spun că chiar mai târziu, Alcuin vine pe continent din nou și se stabilește la curtea lui Carol. Unde va rămâne? La Aachen. Vedeți, Aachen, da, dar nu numai, pentru că pe atunci curtea era itinerantă, nu era doar Aachen. Prin 794 este stabilită la Aachen, era și la Frankfurt. Mai mult la Aachen, da, nu? Da, mai mult la Aachen, putem să spunem așa. Aachen sau Aix-la-Chapelle. Da, astăzi. Cum spunem noi în Franța, da. Exact. Spuneam deci că Alcuin vine pe continent, va mai se întoarce în țara lui natală 3 ani, 790-793, dar în rest rămâne la curtea lui Carol, unde era ea, indiferent de unde era ea. Totuși, din 796 îi se dă abația la mănăstirea Saint-Martin din Tours și va rămâne acolo până în 804, unde, când moare. Ce a scris Alcuin? E bine, a scris foarte mult. De fapt, foarte multe lucrări s-au atribuit. Unii cercetători moderni spun că nu e adevărat, n-ar fi scris el sute de lucrări câte i s-au atribuit, dar în orice caz a scris foarte multe scrisori. El a fost o verigă cheie în rețeaua de oameni influenți de la curtea carolingiană. A scris episcopilor, starăților de mănăstiri, în fine, regilor anglosaxoni și nu numai. A scris foarte mult. De asemenea, are lucrări teologice foarte importante care vorbesc despre problema adopționismului, spre exemplu, o erezie spaniolă care se ridică în Spania
Toledo la început, apoi despre Trinitate, explică anumite pasaje din Biblie și așa mai departe. Dar are și lucrări de didactice și de morală creștină, dar pe mine m-au interesat cele didactice în principiu, și anume a scris despre artele liberale. Nu se știe sigur dacă a scris despre artele care fac parte din quadrivium, adică despre aritmetică, despre geometrie, despre astronomie și muzică, dar sunt clar ale lui cele care vorbesc despre retorică, dialectică și gramatică. Adică trivium. Triviumul, exact. Dar primele să trei arte spunem liberale. Celor care ne ascultă că cele șapte arte liberale se împart în 3 și 4. Exact. Da? Și că cele fundamentale sunt așa numitul trivium. Primele trei, da. Adică ce facem foarte mult la Casa Paleologului, da? Vrem să adică facem retorică, nu? Că vasul amiral al cursurilor noastre sunt e cursul de retorică. Dar cu dumneavoastră vrem să facem ceva, mi-e o mică idee de multă vreme. Vreau să facem un curs de latină. Nimeni nu mai propune așa ceva. Da, eu cred că misiunea Casei Paleologului este să salveze ce se mai poate din civilizația, resturile de civilizație europeană din țara asta care este în curs de babuinizare, de-a dreptul, sălbăticire rapidă. Și trebuie să începem, așa cum a început renașterea, cu fundamentele. Da? Și de-aia vreau să facem latină. Eu nu m-am simțit în stare că eram bun pe vremuri la latină, însă nu, dacă, e ca vioara, dacă nu facem fiecare zi, se slăbește mușchiul intelectual. Și ce vreau să fac împreună cu Izabela Grigoraș este un curs de latină și civilizație antică, iar filozofia noastră este să facem texte ușoare, cât mai ușoare, pentru că e vorba de a întreține mușchiul tocmai, da? Și atunci asigur că e mai bine cu texte ușoare, am și pus noi ochii pe niște variante posibile de lucru. Și foarte interesante. Și în a doua parte am avea discuții despre civilizație antică, da? Deci așa vrem să facem, asta pentru copii. Și după aia ne mai gândim noi la ceva și pentru adulți, latină pentru adulți, o să vă explicăm imediat ce avem în minte. Dar voiam să spuneți ceva pe tema asta legat de trivium și quadrivium și... Da, este interesant că ați adus în discuție ce urmează să facem la Casa Paleologului și seamănă cumva cu ce se întâmpla la curtea lui Carol cel Mare. Și anume, în timpul lui Carol cel Mare, de fapt, se instaurează așa o supremație a gramaticii, dacă putem să o numim astfel, o cultură gramaticală, da? Gramatica nu prea mai era cunoscută, gramatica limbii latine, limba bisericii, administrației, și atunci, asta fac carolingienii, de fapt, încearcă să educe, să-i educe pe acei oameni care trebuiau să vorbească în latine și să scrie, și anume clericii, în primul rând. Și gramatica era fundamentală. Începeai să înveți regulile de gramatică, să poți să te exprimi corect, să înțelegi scriptura corect și să o poți explica poporului de rând mai departe. Așadar, triviumul era foarte important, dar mai ales gramatica. Și tot insist pe această gramatică, deoarece de ea m-am ocupat în teza mea de doctorat. Că am da, evident, eu și insista pe retorică. Eu o să insist pe gramatică, dumneavoastră, apoi continuați nivelul superior cu retorica, sigur. Revenind la Alcuin și la importanța lui, am menționat mai înainte cam ce a scris el, sigur, sunt mult mai multe decât cele pe care le-am menționat eu, dar el a fost un om de bază pentru că a fost consilier al lui Carol împreună cu alții, dar a fost cel mai important consilier al lui Carol cel Mare. Einhard, care scrie viața lui Carol cel Mare, de fapt îl numește cel mai deștept om de pe pământ, da? De nu mai exista nimeni așa de învățat precum Alcuin, în toată lumea cunoscută de ei, firește, pe vremea aceea. Nu luau în calcul Constantinopolul. Nu luau, firește. Lumea lor era, mă rog, lumea cunoscută cu regatul franc, apoi Imperiul franc. Alcuin, deci, cunoștea, cum am spus, foarte bine cele șapte arte liberale, nu îl învață el însuși gramatica pe Carol cel Mare, dar îl învață retorică, chiar se pune mult accent pe asta, și dialectică și astronomie. Se pare că regele Franc era foarte interesat de astronomie, pentru care trebuia să știe să și calculeze. Acum, făcând o paranteză, Carol cel Mare se pare că vorbea latină la fel de bine cum vorbea limba lui maternă, da, dialect germanic,
greacă s-ar părea că înțelegea, dar nu vorbea așa de bine. În schimb, om nu știa să scrie. Se chinuia în continuare, avea tăblițe de ceară puse sub pernă să mai scrie, dar pentru că s-ar fi apucat la o vârstă prea înaintată, nu a mai reușit să scrie. De altfel, în Evul Mediu e bine de știut că există și situația copiștilor care știau să scrie, dar nu să citească. Da, bine, asta este o altă poveste. Ne întoarcem de la Alcuin. Spuneam că i-a fost consilier, a fost profesor lui și cercului de nobili de la curte, pentru care se numărau foarte multe femei, fiicele lui Carol, verișoare și așa mai departe, deci nu numai bărbați. A fost de asemenea foarte important reformator în ceea ce privește textele scripturii. El a corectat Biblia, a corectat textele liturgice și așa mai departe, da? Deci a avut o foarte mare importanță în această renovație carolingiană al cuinei al nostru. Da, spuneți-mi ceva, el vine din Anglia. Da. Ori există un întreg import de figuri extraordinare din Anglia, pentru că pe continent tocmai scăzuse nivelul în, mă rog, secolele care îl precedă pe Carol cel Mare. Așa este. Avem acei scotii peregrini sau irlandezii, călugări irlandezi care veneau să evangelizeze popoarele germanice, care nu erau păgâne în principiu, saxonii, spre exemplu, cu care s-a luptat Carol cel Mare așa de mult. Asta se întâmplă prin secolul 6-7, Sfântul Bonifaciu, care iarăși este o figură importantă în secolul al VIII-lea și, clar, cel puțin în perioada carolingiană, influența aceasta insulară, dacă o să numim așa, adică irlandezi și anglosaxoni, a fost uriașă. Asta vedem mai ales în manuscrise, tipul de scriere, ornamentele, decorațiile pe care le avem în manuscrise. Și monahismul. Și monahismul, da. Alcuin era călugăr? Asta ce era? Nu era călugăr, s-ar părea că el, de fapt, n-a fost niciodată călugăr. Nu avem... A fost primit abația de la Saint-Martin fără să fie călugăr. Dar abația respectivă e benedictină, nu? Da, erau benedictine pe atunci, urmau regula Sfântului Benedict. Carol a susținut foarte mult mănăstirile benedictine, exact. În mod special, da? Adică a instaurat un fel de hegemonie a monahismului benedictin. Și e de spus, apropo de abație, că s-ar părea și laicii puteau să primească abații, dar nu era nevoie să fii călugăr, nici măcar preot, așa, și era un fel de recompensă, mai ales pentru aceia care îi serveau într-un mod deosebit. Să luăm o scurtă pauză publicitară și apoi continuăm cu Alcuin, Carol cel Mare și proiectele noastre comune. Radio Guerilla. Burritos Guerilla, como en casa de su madre en México. Guerilla, chili con carne, mexican, beef and pork, chili chicken, crispy și veggie, 7 burritos ca la mama lor acasă în Mexic, exclusiv pe Taz. Care este acel preparat pe care mama ta îl face și nimeni nu-l poate egala? Acea mâncare ca la mama ta acasă. Spune-ne în Guerilla de dimineață și un voucher Burritos Guerilla poate fi al tău. Dame Burritos Guerilla, rapido, rapido! Sí, señor, sí, señor! Familia Blues in the Garden se reunește pe 25 august la festivalul care își construiește moștenirea chiar în fața ochilor tăi, cu artiști pe care fie ai așteptat cu nerăbdare, fie îi vei descoperi pentru prima dată chiar pe scena festivalului. Cristina Radu, Chrissy Matthews, Sari Shore, Henrik Freshlader, Mabesi and Her Blues Troupe, Laila Zău, The Bone Shakers, Armin Sabol, Rareș Totu, The Cinelli Brothers și Cross Charles Mack. Îți dau întâlnire la Dărmănești, Bacău, între 25 și 27 august. Bilete pe iabilet.ro și booktest.com. Cântat de Radio Guerilla. Pentru o gândire echilibrată, băgați Guerilla de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic. De luni până vineri, de la 7 la 10 dimineața. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Joi 9 februarie, Byron revine pe scena Quantic. Byron cântă un fel de rock, după cum afirmă chiar ei. Noi am spune că-s modești, nu-i doar rock. Ei cântă cu suflet, cu o pasiune imensă și un talent greu de egalat. Concertul promite a fi unul complet, care ne va purta în lumea muzicii art rock, cu influențe din blues, progressive, rock și jazz.
februarie, Quantic, concert Byron. Bilete pe iabilet.ro și la intrare. Cântat de Radio Guerilla. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în emisiunea Metope împreună cu Izabela Grigoraș, specialistă în Alcuin și renașterea carolingiană, și tocmai vreau să vorbim despre această noțiune pe care ați folosit-o și știu că este utilizată în studiile despre perioada asta. Renaștere carolingiană. În ce sens se poate vorbi de o renaștere carolingiană? Acum, eu am o observație, da? Renașterea e aia din secolul 15-16, renașterea mare, da? The big one, da? Marea renaștere. Numai că, de fapt, toată lumea cultivată a putut observa că doar inculții vorbesc de Evul Mediu întunecat. Da? Deci trebuie să fii bâtă ca să spui că ceva e medieval în sensul de obscur, obscurantist și așa mai departe. Și există mai, de aici ideea că există mai multe renașteri, de fapt. Și după aia ne dăm seama că tot Evul Mediu este o suită de renașteri. Da? Renașterea din secolul 15-16 zice-se că pune capăt Evului Mediu. Dar, de fapt, e un fel de culminare a ceea ce începuse de fapt mai devreme. Avem o renaștere carolingiană, după aia există o renaștere în secolul 12, în secolul 13. Bun, după aia sigur că vine ciuma din secolul 14, dar avem încă o renaștere după ciuma respectivă, fără a mai vorbi de renașterile bizantine, că de fapt Bizanțul a fost o permanentă renaștere, da? Un vulcan de civilizație și capodopere și cultură. Dar acum, ce ne facem cu această renaștere carolingiană? Da? Ce are ea specific? Sunt câteva elemente fundamentale atunci când vorbim despre renașterea carolingiană. Aș începe cu emendatio sau corectio, adică corectarea textelor. Da? În perioada secolului al VIII-lea, Europa centrală, sau în fine Europa de vest, mai precis, da? Regatul Franc, cunoașterea de limba latină nu era tocmai cea mai bună. A fost și o perioadă care venea după multe lupte, cu o perioadă destul de tulbure. Și atunci, după invaziile longobarzilor, exact, în Italia, vandalii în Spania, mă rog, vizigoții, da. Bun, sigur că asta a luat timp. Exact, a luat timp și asta se reflectă de fapt și în tipurile de scriere, că pe atunci se scria, fiecare mănăstire avea un tip anume de scriere, nu exista un tip de scriere național sau internațional, cum va fi mai târziu minuscula carolingiană. Da. Apropo de minuscula carolingiană, o să vorbim despre importanța ei. Nu a fost inventată de Alcuin, cum mulți spun, a fost clar inventată în timpul vieții lui Alcuin sau neapărat inventată, dar a început să se scrie într-un fel cât mai lizibil, asta era ideea. Nu să se formeze un tip de scritură într-un anumit fel, ci să fie cât mai lizibil, fără ligaturi, fără, știu eu, litere care să se încurce unele cu celelalte, da? Tocmai pentru a da mai mult acces la textul scris și a putea să fie înțeles mai bine. Revenind la ideea de corectio, asta a fost una dintre principalele etape în renașterea carolingiană, aceea de a corecta textul Bibliei, textele liturgice, psaltirea și alte cărți de cult, pentru a oferi preoților acces la anumite texte corecte și, în continuare, pentru a răspândi învățătura de credință corect poporului. Era o idee fundamentală. Apoi să nu uităm faptul că acești carolingieni au fost cei care ne-au transmis majoritatea covârșitoare a textelor clasice latine, da? Pentru că totuși calea regală pentru transmisia culturii antice e Bizanțul. Sigur, dar referindu-ne la scrierile în limba latină, sigur, nu știu, în afară de câteva manuscrise care transmit opera lui Vergiliu, câteva texte de Cicero și Titus Livius, restul autorilor pe care îi cunoaștem noi astăzi, textele lor sunt transmise în manuscrise carolingiene, nu există mai vechi de atât.
Da. S-ar părea de altfel că însuși Carol ar fi dat un edict la un moment dat în care să se caute texte dintre acestea rare și să fie copiate cu grijă pentru a fi transmise mai departe. De asemenea, cultura gramaticală, foarte multe gramatici, 3/4 din operele de gramatică pe care le avem noi din evul mediu sunt carolingiene. Deci preocuparea pentru învățarea limbii latine corectă este foarte mare. Apoi s-a construit foarte mult, da? Foarte multe mănăstiri, peste 400, până în 855 avem iarăși vreo 20 de catedrale și vreo 100 de reședințe regale, deci s-a construit foarte mult. Este clar o perioadă în care cultura înflorește. Da, acum mă tem că unii care ne ascultă o să fie speriați. Vai de mine, s-au construit mănăstiri, s-au construit catedrale, s-au construit reședințe episcopale, ce groaznic! În loc să facă spitale și autostrăzi, uite ce făceau ăștia. Pe de altă parte, asta a pus bazele da, superiorității occidentale. Da? Nu mă tem să folosesc acest termen care este foarte politically incorrect acum. Da? Adică fundamentele acestea creștine sunt esențiale inclusiv pentru prosperitatea de mai târziu. Dacă ne uităm în Europa, pe harta actuală a Uniunii Europene, care este nucleul dur al Uniunii Europene? Este fix Imperiul lui Carol cel Mare. Da. Asta este Franța, Germania, Beneluxul, bun, și parțial Italia. Asta este inima Europei. Da? Este partea care funcționează coerent. Pentru că vedem foarte clar că în zilele noastre cine pun probleme în Europa? Foarte mult cei care nu fac parte din acest cerc carolingian. E interesantă observația dumneavoastră și cred că este și corectă. Aș reveni puțin la ideea că de ce nu făceau spitale și alte, de ce făceau, construiau mănăstiri. Făceau și spitale, că spitalele se făceau lângă mănăstiri. Exact, și tot la mănăstiri erau și școlile, de fapt. Exact. Acolo se învăța carte. La mănăstiri... se învăța carte mai mult decât acum. Da, pentru că era foarte temenic. Bine, trebuie totuși să facem o distinție. Nu toată lumea învăța carte, da? Da? Laicii aveau posibilitatea să-și trimită copiii la aceste școli, de la mănăstiri, de la catedrale, chiar și reședințele regale, în fine, palatele, așa zisele, palate ale lui Carol, erau, de fapt, școli. Aveau școli, la școala palatului. Deci, mănăstirile nu funcționau doar ca loc unde se oficia cultul, da? Ci erau școli, acolo erau scriptoriile, acolo se copiau cărțile, erau centre de cultură în adevăratul sens al cuvântului. De aceea au fost foarte important și faptul că s-a construit atât de mult coincide și cu extinderea Imperiului Franc ulterior. Da? S-au construit mănăstiri în acele teritorii în care se dorea evangelizarea popoarelor păgâne, cum ar fost saxonii. Aici aș vrea să fac eu câteva observații despre politica lui Carol și nu numai a lui Carol, carolingenilor în general, de a susține monahismul benedictin. Da. Pentru că există și alte tradiții monastice în Occident. Dar nu e doar Benedict. Da? Benedict de Nursia e, mă rog, marele părinte al monahismului în Occident. Însă mai sunt și alte curente, nu știu, cum ar fi Columban, de exemplu. Da? Monahismul lui Columban e mult mai dur decât monahismul benedictin. Orice are special regula lui Benedict este unul că e foarte precisă. Benedict s-a inspirat în secolul VI, da, din textele lui Vasile cel Mare sau Pahomie, însă a produs un text foarte clar, limpede, cu reguli clare, mai precise, pe de o parte. Pe de altă parte, este un monahism mai puțin exigent. Nu este un monahism extrem. Nu este o asceză extremă, așa cum avem, de pildă, la Columban. Și asta explică, poate, sau sigur, în foarte mare măsură, succesul monahismului benedictin. Iar aici intervine rolul carolingienilor, care au susținut din plin monahismul de tip benedictin, care are un rol colosal în transmiterea culturii în Europa. Așa cum spuneați, e vorba de copierea manuscriselor, de școli, da, și
rolul benedictinilor e absolut capital. De aia, pe bună dreptate, e considerat Benedict, Sfântul Benedict, un patron spiritual al Europei. De aceea, cardinalul Ratzinger a luat numele Benedict al XVI-lea, da? Pentru că se revendica de la o spiritualitate de tip benedictin, adică o spiritualitate care pune accentul pe cunoaștere, pe cultură, pe pietatea de a transmite o moștenire. Bun, vreau să fac aceste observații că sunt lucruri la care țin foarte mult și mereu vorbesc în cursurile noastre despre diferitele forme de spiritualitate monastică. Dacă una este spiritualitatea benedictină, apoi spiritualitățile succesive, cisterciană sau cartuziană și apoi, evident, Marea Revoluție din secolul XIII, reprezentată de franciscani și dominicani. Scuze că am vorbit ceva mai mult, dar sunt lucruri la care țin foarte mult și n-am tot timpul ocazia să vorbesc cu o mare specialistă în perioada carolingiană. E foarte bine, mulțumesc pentru aceste informații. Sigur, regula Sfântului Benedict era atent urmată, dar se fac de altfel referiri la această regulă, da, pe care călugării trebuiau să o respecte, dar în edictele lui Carol se spune foarte clar că nu este suficient să urmezi regula, ci trebuie, ca să-i slujești lui Dumnezeu cum se cuvine, ci trebuie de asemenea să știi, să cunoști, să ai învățătură. Da? Deci nu e, ca să fii un bun călugăr, nu e suficient să aduci o viață monastică așa, corectă. Trebuie să fii și învățat. E un aspect important care apare adesea în aceste legi date de Carol cel Mare pentru susținerea culturii și a educației în general. Bun. Deci renașterea carolingiană poate e o formulă legitimă. Da, este. Din punctul meu de vedere, cel puțin este. Tocmai datorită acestor motive pe care le-am enumerat, da? Corectarea textelor, transmiterea, descoperirea, da, putem să spunem, descoperirea clasicilor și transmiterea lor mai departe, ca să nu mai vorbim de faptul că înșiși carolingienii au scris texte foarte importante care ne-au rămas, diverse comentarii la Biblie, spre exemplu, poezie și așa mai departe, da? Da, mai este evident și noțiunea aceasta de renovatio imperii, care dintr-o perspectivă bizantină este totuși exagerată, dar joacă un rol foarte important, da? în a mobiliza practic forțele acestui ansamblu teritorial atât de mare. Dar, bun, haideți să vedem cum continuăm lucrurile astea în zilele noastre, cum putem fi benedictinii zilelor noastre, da? Cum mai putem salva ceva? Prin studiu. Clar, prin studiu. Sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le luăm de la carolingieni ca modele. Eu, spre exemplu, când am studiat Ars Gramatica lui Alcuin, chiar mă gândeam dacă aș putea cumva vreodată să le predau elevilor sau studenților mei gramatica într-un fel în care s-ar părea că preda Alcuin. Hai să vedem, poate facem asta la Casa Paleologului. Să vedem. Mi-ar plăcea foarte tare. Cum? Care ar fi ideea? Ei bine, ideea este că trebuie să înveți foarte mult pe de rost când e vorba de gramatică, da? Despre gramatică. Doar la început. Doar la început. Ca să ai o bază, să ai cu ce să te... Un moment, ca să nu se sperie populația. Trebuie să înveți de rost doar două lucruri. Așa. Asta știu de la Ghighi Ceaușescu. Două lucruri trebuie învățate de rost. Declinațiile și conjugările. Așa, foarte bine. Este atât. Un start minunat. Atât. Dacă știi aceste două lucruri, într-adevăr, după aceea e mult mai ușor. Două zile pe din afară, oricum, chiar mai puțin. Pentru vorbitorii de limbă română, limba latină nu este un balaur, nici într-un caz, deși poate părea așa că e complicată, e o limbă care nu se mai vorbește, e foarte prezentă în viețile noastre, e foarte frumoasă, eu cel puțin simt o bucurie lăuntrică extraordinară atunci când citesc un text în limba latină. Asta simt, efectiv, și mi-ar plăcea foarte tare să-i ajut și pe alții să vadă dacă nu cumva simt același fior. Revenind acum la ce trebuie să știm și la ce ne învață, spre exemplu, gramatica lui Alcuina, am văzut acolo un lucru esențial, dialogul.
învățarea se făcea prin dialog și foarte adesea elevii sau cei care știau mai puțin îi întrebau pe cei care știau mai mult, nu era invers, cum adesea se întâmplă în școlile noastre. Dacă profesorul întreabă pe elev și trebuie neapărat să răspundă, așa, nu, nu. Atunci era o încercare să cunoști vorbind. Da? E foarte important dialogul. De fapt, dialogul este din vremuri străvechi folosit în educație și ca să nu mai vorbim că se întâmplă în familiile noastre, da? Părinții învață pe copii dialogul. Da, numai că asta presupune o clasă restrânsă, un mic număr de studenți. Da, dar asta nu înseamnă că e un lucru rău sau un număr, e bine, nu? De altfel, ăsta e un criteriu pentru clasificarea universităților în Statele Unite. Da, ți se spune da, care este the student professor ratio. Da? Ai, și dacă este un număr mic, e bine. Da? Dacă cu cât sunt mai puțini studenți, cu atât e mai bine. În mod evident, când ai foarte mulți studenți, nu mai reușești să porți un dialog, este un monolog. Da? Nu ai cum să vorbești cu fiecare din sală. Poți să vorbești eventual cu câțiva, dar nu cu fiecare din sală. Este clar. Da, pentru mine numărul ideal de studenți e undeva pe la 16. Eu m-aș fi gândit chiar la 10, cel puțin pentru mine, dar depinde foarte mult subiectul, cred, și ce anume se... La Casa Paleologului n-ar fi bine cu 10, că ar trebui să creștem prețurile. Atunci așa, rămânem la 16. Trebuie să vizăm 16. Ne vom descurca cu 16 foarte bine și așa. Da. Pe lângă dialog, ce am mai observat eu în gramatica lui Alcuin este jocul. Mai ales jocul de cuvinte și umorul care reiese din acest joc de cuvinte. Da? Înreții foarte mult. De fapt, Homo Ludens. Nouă ne place să ne jucăm și poate și poveștile cumva ar putea fi integrate într-un fel de joc, da? Ne plac poveștile, ne place să ne jucăm. Tipul de pedagogie la care ader eu este aceasta, în care reușești să creezi o atmosferă plăcută și să transformi ceva aspru, cum ar spune Alcuin, cum e gramatica, în ceva foarte plăcut, da? Prin joc, prin dialog, prin umor. Și apoi un alt lucru care se observă în gramatica lui Alcuin este faptul că există mereu o competiție, dar atenție, este o competiție bună, da? Este acea competiție pentru cunoaștere. Vreau și eu să știu mai mult decât tine. Vreau să te depășesc în cunoaștere, pentru că eu știu că acea cunoaștere mi-aduce putere. Da? Este o idee interesantă aici, cunoașterea aduce putere și Alcuin spune că este propriu oricui să vorbești, dar cine vorbește corect, potrivit regulilor gramaticale, este superior tuturor celorlalți, da? Ori aici cumva, nu știu, mi se pare mie că oamenii de astăzi nu mai sunt conștienți de acest aspect, faptul că atunci când știi, ai putere. Și nu numai gramatică, în general, când ai cunoaștere, ai putere. Da, aici profit de ocazie că discut cu dumneavoastră ca să spun celor care ne ascultă că în adolescența mea am luat două hotărâri foarte importante. Prima a fost să ne mutăm în Casa Paleologului, că a fost ideea mea și am convins pe părinți și bine am făcut că avem un loc unde să ținem aceste cursuri. Iar al doilea lucru foarte important pe care l-am făcut pe la 13 sau 14 ani a fost să îl rog pe tata să-mi găsească un profesor de latină. Și evident că erau tot felul de deștepți care spuneau, aia latină, ce prostie, să facă engleză, domnule, sau să facă computer, programare, chestii de genul ăsta. Ori a fost una dintre cele mai inteligente hotărâri pe care le-am luat în viața mea. Atenție, eu nefiind clasicist, eu nu mă consider un clasicist ca dumneavoastră. Și a fost una dintre cele mai bune decizii, pentru că cel mai mare succes din viața mea este acela de a fi intrat la Ecole Normale Superior. Nu, restul, nu. Asta e cel mai important. Ori n-aș fi intrat la Ecole Normale Superior dacă nu știam latină. De-aia spun că ideea asta că nu servește la nimic latina sau greaca veche e o mare gogomanie. Și de altfel asta ne arată, vedem și care sunt țările unde se mai face latină ca lumea sau care au o tradiție foarte serioasă de litere clasice. Și comparăm, da? Unde e România, nu știu, și unde este Marea Britanie, de pildă, sau Franța. Are legătură, pentru că e vorba de acest umanism integrat, da, de o tradiție, mă rog,
seculară, dacă nu chiar mai mult de atât. Am vrea să profit de ocazia asta. Dar acum, încă ceva. Avem în vedere cursurile acestea pentru copii. Să vedem cum merge. Mi-aș dori să meargă, pentru că e un lucru la care țin foarte mult și nu mă simt în stare să fac singur așa ceva. Mă rog, o să faceți dumneavoastră în cea mai mare măsură. Eu așa o să fiu un fel de asistent. Dar m-am mai gândit eu la ceva și nu știu ce o să ziceți pe tema asta. Aș vrea să fac un curs, să facem un curs, tot așa, dumneavoastră în principal, eu doar ca băgător de seamă, de actualitate în latină. Da? Pentru că există în lumea asta un ziar în latină, și anume Osservatore Romano. Da? Și interesant. Mă gândeam să citim o dată pe lună, da? să citim Osservatore Romano, că e latină ușoară. Da? E foarte ușor de priceput. Și în felul ăsta să citim despre politica internațională în latină. Eu cred că ar fi un curs foarte interesant. Și... să vedem. Și eu cred, dar nu știu dacă o să avem mușterii. Trebuie să facem și apoi o să vedem. Da, încercăm. Și bun, promit că de partea de politică internațională mă ocup eu. Perfect, atunci. Da. Bun, și... acum nu știu, să revenim la carolingenii dumneavoastră sau... Putem să revenim la carolingenii noștri cu o idee apropo de latină ușoară. Acum, sistemul de învățământ, să spunem așa, carolingian, prevedea școlirea mai ales a clericilor, dar și a celor a tuturor copiilor care erau trimiși de către părinți să studieze, fie că urmau să aibă o carieră monastică, fie că nu. Și vedem că în urma decretelor lui Carol cel Mare, în 10 ani, să spunem aproximativ, s-ar părea că mănăstirile erau depășite de numărul de studenți și că s-a dat iarăși un edict în care se spunea că numai cei care doresc carieră monastică să poată studia la mănăstiri, iar ceilalți la episcopii, în fine, la reședințele episcopale sau... Cei care voiau în administrație. Exact, care voiau în administrație sau pur și simplu erau atrași de studiu, voiau să fie scriitori, cum am zice astăzi. Deci, unii dintre ei aveau parte de educație superioară, clar, învățau... nu numai baza, și alții învățau doar baza, învățau să citească și să scrie eventual. Ori putem și noi să creăm anumite cursuri de latină, dacă e să vorbim, cu o latină ușoară în care să ne obișnuim cu ideea de limbă latină, să vedem ce este, domnule, latina aceasta, că nu e așa un monstru care te poate mânca, ci este ceva foarte frumos și plăcut și iată, dacă reușesc să învăț niște lucruri de bază, iată ce ușor ar putea să-mi fie mie să avansez cumva în cunoaștere, da? Deci am putea să avem așa niște trepte de parcurs, să zicem. Da, spuneți-mi, ați predat latină? Da, am predat latină la clasa 8-a. Așa, adică oră pe săptămână. O oră pe săptămână și aveam 19 ore pe săptămână în total, deci 19 clase diferite. Pot să mă laud că aveam pe săptămână vreo 440 de elevi cărora mă adresam. Da, cursa de 14 ani, cam așa aveau. Într-o școală sau mai multe? Mai multe școli, vreo 5-6 școli aveam pe săptămână. Un efort destul de mare pentru mine acest lucru, dar eram foarte fericită că reușeam cumva să mă adresez atâtor elevi, da? Dacă aveam o singură școală, în fine, poate nu reușeam acest lucru. Și trebuie să spun că adesea, în mod surprinzător poate pentru publicul general, copiii erau destul de interesați. Am avut chiar olimpici la limba latină. Știu că erau câteva doamne directori, spuneau, Doamne ferește, nu s-auzi niciodată să meargă copiii la olimpiadă de limba latină. Și iată că ei erau interesați pentru că au văzut că pot, că nu e așa ceva de care trebuie să te sperii și că poți să ai chiar și rezultate. Și sunt foarte bucuroasă de acele rezultate. Da, și că e o plăcere. Dacă, exact. Mă întreabă acum cineva pe SMS, dar la ce servește? Bun, poate să servească la multe lucruri. În primul rând, la transmiterea culturii europene. E vorba de o societate sănătoasă are nevoie de latiniști. Nu există societate sănătoasă în care să nu ai clasiciști. Mai ales pur și în Europa. Pentru transmiterea memoriei societății respective. O societate fără memorie este o societate barbară. Deci dacă nu avem clasiciști, înseamnă că ne afundăm în barbarie. Acum apare întrebarea, bine, avem nevoie de clasiciști, dar de ce eu să facă alții treaba asta, că e o misiune nobilă, dar poate dificilă, să zicem. Ori acum vine a doua observație,
ideea că e foarte mișto, e cool, e haios, e plăcut, da? Este ceva care aduce satisfacție intelectuală, care stimulează, nu știu ce, dopamina sau ce mai fi acolo. Serotonina. Nu mă pricep la chestiunile astea, da? Că acum totul se explică prin chimia creierului. E, să ne audă persoana care îmi trimitea aceste SMS-uri că stimulează chimia cerebrală, da? Da, și apoi aș mai adăuga ceva. E ca ciocolata, poftim. Exact. Apoi aș mai adăuga ceva. Cum putem noi descoperi care sunt acei aleși sau acei puțini, să spunem, care ar putea să devină clasiciști dacă nu încercăm? Cum putem descoperi vocația aceasta dacă nu ne adresăm mai multor tineri care să încerce, să măcar să vadă, să ia un contact cu latina și greaca și să vadă, dom'le, îmi place, nu-mi place, pot, nu pot? Da, problema e că am făcut și eu latină în clasa 8-a. Profesoara era simpatică, dar nu era grozav per total, adică era cam plicticos. Eu am învățat acasă cu Ghighi Ceaușescu. Asta a fost adevărata învățare, nu la școală. După aia, sigur, la școală în Franța era cu totul altceva. Dar acolo au fost două etape diferite, pentru că la liceul Stanislas eram cel mai bun, nu doar din clasa mea, din toate clasele, așa, dar la Henri IV nu mai eram cel mai bun, eram mediocru. Și vă povesteam că ne dădeau texte de astea groaznice, Tacit, Salust, chestii grele de tot. Și mă chinuiam 4 ore, abia reușeam să fac acolo o traducere și luam 6 din 20. Apropo, cei care ne ascultă ar trebui să știe că 6 din 20 în clas prepa este o notă foarte bună. Dar 6 din 20 e bine de tot. În fine, dar mă chinuiam îngrozitor și luam 6 din 20. Aveam însă un coleg, Leble, stătea 2 ore jumate în loc de 4, își dădea lucrarea înaintea tuturor și lua 18 și 19 din 20. Eram absolut uluiți. Da? Bun. Acum, revenind la oile noastre, vreau să vă întreb ceva. Nu cumva vă loveați de scepticismul sau chiar ostilitatea altor profesori care considerau că materiile lor sunt mai importante sau părinții, că părinții contribuie mult la degradarea învățământului. Da, așa este. Vă spuneam că adesea copiii erau foarte entuziasmați și le plăcea să studieze latina. Le plăcea ciocolata. Le plăcea ciocolata aceasta, da. Dar cei drept, mă simțeam foarte jignită, spre exemplu, atunci când anumiți profesori îmi cereau să îi las pe ei să-și facă orele, nu știu, ceva ore suplimentare în ora de latină. Ca și cum ar fi fost așa o materie de care puteai să te lipsești. Că, na, ce mai contează? Și aveați tăria să-i sictiriți? Cum să spun, încercam... Eram foarte supărată în sinea mea și încercam în așa, să fac în așa fel încât să... I-am lăsat o dată sau de 2 ori, dar apoi nu. Da? Pentru că chiar le spuneam, eu am o materie pe care trebuie să o predau, rămân în urmă cu materia mea și nu accept acest lucru. Da? Și s-au supărat? Nu știu acum dacă s-au supărat sau nu, că nu mi-au spus acest lucru, dar nu mi-au mai cerut. Aha, în orice caz, okay. Lucru care m-a bucurat. Bravo lor! Da, exact, bravo lor! Și într-adevăr, în ceea ce îi privește pe părinți, da, se poate să fie mai sceptici și aici este marea durere. Nu știu pe ei cum am putea să-i mai educăm, dacă mai putem să-i educăm pe părinți, să le explicăm că, iată, ar fi bine ca copiii dumneavoastră să încerce, dar eu cred totuși că uneori copiii pot învăța ei înșiși pe părinți, așa că dacă vom lucra cu ei, zic eu că e bine să fim optimiști. Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și apoi revenim câteva minute pentru concluzii. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla. Pe o scăriță, de la ureche, la creier. Wow! Noul Samsung S23 e în sfârșit aici! Surprinde momente epice cu Nightography. Precomanda acum și ai capacitate de stocare dublă, e-voucher de 500 de lei și contravaloarea telefonului actual dacă vii cu el la schimb. Ofertă valabilă pe samsung.com și la parteneri în limita stocului disponibil. Luni de
la 5 seara, Gheri Live și Bex prezintă Dimitri's Bats, în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila. Cu 2 de R și 2 de L. Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. Unlock yourself and the experience cu noul sezon Gheri Live prezentat de Bex. Universul entero, escucha! Joi 9 februarie în Club Control, la petrecerea Groovy Disco, filtrăm vibrațiile retro prin selecția muzicală oferită de artistul Andrei Urs, invitat și provocat de Eugen Rădescu. DJ setul lui Andrei Urs dezvoluie preferințele sale muzicale disco with a twist și reactivează atmosfera party-urilor din anii 70-80-90. Groovy Disco este un eveniment al asociației Cult Control, plăcut de Radio Guerilla. Pentru că familia ta e mare, ai nevoie de o mașină mai mare, așa-i? Spot Wheel are soluția. Ia-ți una din cele peste 600 de mașini verificate și sigure cu până la 5 ani garanție. Vizitează-ne showroom-ul din Sema Park București și alege viitoarea ta mașină. Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în emisiunea Metope împreună cu Izabela Grigoraș, specialistă în renașterea carolingiană, în alcuin, clasicistă. Vrem să avem la Casa Paleologu cursuri de latină pentru copii și pentru adulți, cu latină cât mai ușoară, da? Vom distribui ciocolată, cum spuneam, în doze rezonabile. Dar spuneați ceva mai devreme de rolul părinților în degradarea educației în România. Fără îndoială, ei crezând că fac bine. Dar e un lucru de care e bine ca societatea să își dea seama. Dacă și degradarea educației vine și de jos. Adică este... catastrofa educațională românească reflectă ceva din societate. Da, în mod evident. Părinții au un cuvânt foarte important, da, în educația copiilor, cum este și firesc, așa ar trebui să fie. Însă atunci când părinții nu sunt bine informați sau când ei înșiși au avut parte de o educație nu tocmai bună, nu au cum să-și dorească ceva mai bun pentru copiilor, pentru că nu știu ce ar putea să-și dorească. De aceea ar fi ideal dacă am putea cumva să educăm și pe părinți, ca să îi poată educa pe copii la rândul lor. Nu știu cum am putea să facem acest lucru. Cu alte cuvinte, avem nevoie așa să educăm părinții sau să informăm. Informăm, da. Mai bine spus. Pe de o parte, pe de altă parte, să ajutăm la formarea formatorilor, pentru că eu cred că orice reformă a educației începe exact cu formarea formatorilor. Și apoi, evident, ajungem la copii. Dar trebuie luate toate aceste elemente în calcul. Bine a spus. Chiar ați subliniat un aspect foarte important în aceea de formarea profesorilor. Dacă mă gândesc doar la școala pedagogică pe care am primit-o eu în România, îmi dau seama că nu spun că este rea. Spun doar că nu este adaptată la nevoile reale din clasă. Sunt foarte multe lucruri cu care m-am confruntat, de care nu aveam habar și pe care ar fi fost bine să le știu dinainte ca să știu cum să reacționez. Ori, dacă am putea să avem o școală de pedagogie bine pusă la punct, bazată pe valori clare și pe informații clare date profesorilor, apoi, sigur, să informăm părinții așa cum se cuvine și, într-adevăr, după aceea să reușim să le transmitem copiilor așa cum trebuie acele competențe, până la urmă, nu doar informații. E foarte important ce spune, dar vocea poporului se face auzită. Aceeași persoană îmi scrie insistent că latina ajută la drept, ajută la medicină, dacă toată lumea vrea să-și trimeată copiii la drept sau la medicină și ajută la aceste materii atât de căutate. Bun, închid paranteza ca să revenim la ce spuneați, da? Și anume, rolul părinților, ce anume strică părinții uneori? Era să spun televizorul. Foarte multe informații care se găsesc în media, în orice caz. De fapt, este vorba despre ce anume se promovează.
ce valori promovăm noi astăzi. Media promovează jocurile de noroc. Jocurile de noroc, lucrurile foarte triviale, ca să spunem așa. Profit de ocazie, cam acum am microfon, să spun că societatea românească trebuie să fie foarte atentă în aceste săptămâni, pentru că există la Parlament o lege pentru un proiect de lege pentru interzicerea publicității pentru jocurile de noroc. Da? Și este foarte important ca această lege să fie votată în sfârșit, pentru că suntem rușinea Europei. Da? Nu există niciun oraș, nicio capitală în Europa în care să ai un asemenea dezmăți de chici și de otravă, de cianură distribuită populației. Da? Este unul dintre cele mai grave, unul dintre cele mai grave aspecte ale societății românești. Această promovare pe toate canalele, nu doar a jocurilor de noroc, dar și a falsei viziuni despre viață pe care le promovează jocurile de noroc. Exact. Adică ideea că te umpli de bani nefăcând nimic și că ești boss dacă joci poker, ruletă și alte porcării. De fapt, aceasta este problema. Faptul că ni se inculcă ideea că am putea să ajungem cineva sau ceva fără efort. Ori, mai mare minciună de atât, nu cred că poate fi promovată acum. E marea minciună pe care o promovează media și personalitățile publice care reușesc să ajungă în funcții fiind cu desăvârșire nulități. Firește că prinde foarte bine ideea asta, că bineînțeles că e mult mai ușor să obții bani fără să faci ceva anume sau să devii o persoană cumva cunoscută fără să muncești înainte. Dar toate acestea, dacă ar fi să ne întoarcem la Alcuin, ne spune că oricum bogăția, faima, toate sunt, se duc pe apa sâmbetei într-un fel, adică sunt efemere. Ori lucrul care ține cu adevărat veșnic, spune el, pentru că este podoaba sufletului, este înțelepciunea, sapiența. Ori la sapiența nu ajungi jucând jocuri de noroc și nici nefăcând nimic, da? Acolo se ajunge cu multă muncă, cu multă răbdare și aș spune eu și cu multă dragoste de ceea ce faci. Trebuie să-ți placă ceea ce faci, trebuie să-ți placă să înveți. Și aici te pot ajuta foarte mult profesorii, părinții, în cazul în care ești elev, să spunem. Și revenind la Alcuin, chiar îi scrie la un moment dat lui Carol cel Mare că pentru a putea conduce cum se cuvine un popor, trebuie tocmai să ai această sapiență, să ai disciplina, da, învățătură, să fii învățat, și erudiție, da, să fii o persoană educată. Iată ce sfaturi îi dădea consilierul lui Carol cel Mare. În viață, lucrul bunul cel mai de preț este educația, da? E ceea ce nimeni nu mai ia înapoi. Exact. Restul contează, evident, da, sigur, contează situația materială, dar mai puțin decât educația. Și cele mai profunde inegalități, de fapt, cea mai gravă formă de inegalitate este inegalitatea de educație. Și aia mai greu se recuperează, adică nu mai greu, deloc. Dar de aia spun mereu că ce vedem în sistemul educațional românesc, de fapt, reflectă o atitudine a societății românești, iar această atitudine este sinucigașă. Nu există niciun alt remediu pentru însănătoșirea unei societăți decât educația. Și asta e important să intre în mintea oamenilor. Noi încercăm, dar nu că încercăm, facem acest lucru și mă bucur tare mult, doamna Grigoraș, că vom lucra împreună la aceste cursuri de civilizație clasică. Și când spun civilizație clasică, mă refer evident la antichitate, dar iată și la Evul Mediu în forma lui cea mai luminoasă. Exact, unde avem de învățat foarte multe lucruri frumoase și bune. Mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune, mulțumesc mult de tot și ne auzim cu toții săptămâna viitoare, marți, tot așa, la Metope. Metope, emisiune realizată prin amabilitate.